De 1 iunie, ziua internațională a copilului, cei mici au avut parte de surprize din partea pompierilor, a polițiștilor de frontieră și a trupelor speciale din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Botoșani. Peste 2500 de copii au sărbătorit ziua internațională a copilului alături de pompieri. Încă de la primele ore ale dimineții, copii de toate vârstele însoțiți de cadre didactice, dar și de părinți, au intrat pe porțile subunităților Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Botoșani, Dorohoi, Săveni, Ștefănești și Trușești. Aceștia au petrecut mai multe ore alături de salvatori, timp în care au aflat despre principalele activități desfășurate de pompieri și au vizionat tehnica din dotare folosită în situații de urgență, fie că este vorba de incendii, inundații, accidente rutiere sau alte calamități. Musafirii au asistat la demonstrații privind modul de funcționare a echipamentului de descarcerare. Copiii au îmbrăcat pe rând haina de pompier, au folosit pentru prima dată pistolul cu apă și au urcat în autospecialele de intervenție. Cei mai curajoși au aflat cum se protejează servanții pompieri când intervin pentru stingerea incendiilor cu ajutorul aparatului de respirat cu aer comprimat și a căștii de protecție. Mie îmi place mașina de ambulanță mare și macaraua. Îmi place macaraua și mașina asta. Macaraua, mașina de pompieri și câinele. Da, și câinele. Da, e foarte frumos. Ce-ți place? Îmi place mașina de pompieri, câinele și mai multe lucruri. Te vei fi mai vreo să faci pompieri? Da, da, cam vreau. E foarte greu. Știu, e greu. Nu sunt așa multe pompiere fete. Ai știut ce faci un pompier? Nu. Ba da. Salvează lumea de incendii. Îmi place cel mai mult... Să o conduc aici. Ce faci un pompier? Salvează lumea de incendii. Vrei să te faci pompier? Da. Dar știi că e foarte greu. Da, știu. Da, doar că nu prea aș vrea să mă fac chiar pompier. Aș dori pompier, dar pe smurd. Că mereu mi-am dorit să fiu medic. Vrei să te faci medic? Da. Chirurg, doctor, chirurg. Da, chirurg, ceva. La detașamentul de pompieri botoșani, vizitatorii au făcut cunoștință cu Gorun, câinele pompier care a executat câteva exerciții demonstrative, momente extrem de apreciate de audiență. Specialiștii Inspecției de Prevenire i-au învățat pe cei mici cum să prevină sau cum să se comporte într-o situație de urgență, prezentându-le materiale de informare preventivă din cadrul campaniilor derulate la nivel național, flăcările omoară copiii, renunță, improvizațiile sunt catastrofale și nu tremură. La cutremur. Sute de copii au ales să petreacă în siguranță alături de pompieri. Aceștia au avut ocazia să-i cunoască îndeaproape pe salvatorii botoșăneni și au aflat o parte din tainele meseriei de pompier. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași a organizat Ziua Porților Deschise. Cu acest prilej li s-au prezentat copiilor școlari și preșcolari activitatea Poliției de Frontieră Române și anume cei mici au putut vedea aparatura și tehnica folosite pentru executarea misiunilor de supraveghere și control a frontierei de stat, exerciții demonstrative cu câinii din dotare, specialitatea detectare tutun, stupefiante și de urmă, precum și exerciții de predresaj a tineretului canin. Am avut astăzi organizată activitatea Ziua Porților Deschise la Poliția de Frontieră cu ocazia zilei de 1 iunie. Am primit vizita copiilor preșcolari și școlari. Au fost foarte încântați de demonstrația câinelui Nafaxa, un câine care a găsit pachetele cu țigări ascunse în mașină. De asemenea, au fost încântați de exercițiile demonstrative prezentate de cei de la Detașamentul de Sprijin Operativ. De 1 iunie, Inspectoratul Județean de Poliție Botoșani i-a primit pe cei mici pentru a se juca, dar și pentru a afla poveștile criminaliștilor, a luptătorilor din trupele speciale. Drept bonus, au fost lăsați să facă fotografii cu câinele din cadrul Poliției Județene. Activitățile de astăzi au fost evident dedicate copiilor. Astăzi, Inspectoratul Județean de Poliție a deschis porțile copilăriei și îi sărbătorim pe toți copiii cărora le dorim multă sănătate, le urăm la mulți ani și asigurăm că suntem pentru totdeauna prietenii lor.